Dar mi-e frumos și îmi șa de bine. Acum de ce m-aș plânge, frate, sunt eu plinuță. Dar acolo plesnesc, trosnesc de sănătate. Mă înțeapă aici, mă doare colo. Și cum la orice colț de stradă nu mă întâlnesc cu fericirea, eu nervilor mă las pradă și niciodată nu pierd firea. Dacă o treabă nu-i prea bună sau văd ceva ce nu-mi convine, spun tare, chiar dacă e minciune, m-am salutat și-mi pare bine! Da. Ce blondă ești, ai și ochi albaștri. De unde ești? Din Galați. Uite ce fete frumoase sunt la Galați, mai fraților. Băieți, la Galați cu voi. Vă mulțumesc frumos. Băi, la slabe aplauzele. Slabe, rău de tot. Eu știu de ce bărbații sunt supărați pe mine. Mereu mă leg de ei, că se duc la meci, că se duc la bere. Lăsați-mă, dragile mele, să le spun o glumă, poate îi îmbunez, da? Se spune că pe malul lui Lac stătea o bătrânică să vândă un pește. Fiind o fâță mică, 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 știți povestea, care îi spune, măicuță, măicuță, nu mă mâncai, o să-mi veștișorul de aur și dacă ai să-mi salvezi viața, am să-ți îndeplinesc 3 dorințe. Foarte bine, ce măicuță. Deci care e prima dorință? Păi prima dorință e să mă faci tânără, care are 18 ani. Bă, să dă fâța peste cap de 3 ori și o face tânără la 18 ani. A doua dorință, să mă faci frumoasă, care are 18 ani. Să dă fâța peste cap și o face frumoasă, care are 18 ani. Și a treia dorință, să mă faci deșteaptă. E? Și asta nu pot. Dar de ce? Ar trebui să te fac bărbat. Vedeți că i-am împăcat, tot așa se spune că bătrânic, o bătrânică de asta care prinde peștele fermecat, tot așa, trei dorinți, până la urmă întreabă peștele, care-i prima dorință? Păi prima dorință e să mă faci Ileana Cosânzeana, bineînțeles. Și a doua dorință, ce uite, acolo e un cotoi răpănos, să-l faci făt frumos. Poți să dă-ta peste cap și cotoiul devine făr frumos. Și a treia dorință, zice, veți coliba aia nenorocită, să faci un castel minunat. Să dă peste cap, face colibă, un castel minunat. Și atunci, făt frumos, o ia de mână pe Ileana Cosânzeana și urcând scările castelului spune, vezi, proastă, ce fericiți am fi fost acum dacă nu mă castrai. Bine, sigur că bărbații sunt cei mai mari pescari. Unul din ăsta, cel mai mare pescar, prinde și el peștere fermecat și îi spune, lasă-mă, mamă, râtule, eu n-am nevoie să-mi deplinești tu mie 3 dorinți. Una singură. Vreau să plec la Miami Beach. Și mi-e frică de avion. Așa că fă-mi un pod. București, Miami Beach. Un pod așa cu două benzi ca să mă duc cu mașina. Să uite la el ăsta. Deci, hai mă, zice, mai nenorocit, mă. Atâta fierbeton, atâta ciment. Ce dracu, de unde? N-ai altă dorință? Bine, amărâtule, fă-mă să înțeleg femeia. Câte benzi zici că vrei să aibă podul ăla? Dragii mei, am să vă spun asta seara un secret, pentru că e o zi de sărbătoare, pentru că toată lumea e veselă, am să vă spun un mare adevăr. Anul trecut, pe data de 21 decembrie, am împlinit 55 de ani de viață și 77 de carieră. Am avut noroc mare în viața mea, am jucat cei mai mari artiști din România. Unul dintre ei era Amza Pelea. Știți că anul ăsta se împlinesc 30 de ani de când a plecat dintre noi Amzulit. Pe vremea aceea, să știi că oltenii nu prea erau simpatizați, pentru că el mare era oltean, lumea credea că oltenii sunt favorizați și atunci lumea nu prea îi înghițea. Dacă nu l-aș fi cunoscut pe Amza, n-aș fi știut niciodată cât talent, cât haz, câtă creativitate au oltenii. Nu întâmplător, după ultimul sondaj s-a constatat că singura regiune din România în care femeile bat bărbații e Oltenia. Am să zic că nu s-a putea să te vadă supărați. Trotinu știu, era mai potoasă la teatru, așa, și mă întreabă, Daluțo, știi ce s-ar întâmpla dacă purecii ar străluci ca licuricii? Eu nu știu. Craiova noapte ar părea Las Vegas. Aia am făcut-o ca lui Amza. Se urcă un oltean în tren. Și vine conductorul.
Zice, vine tu dumneavoastră. Ai zice, îl cherdui. Nu îl cherduși, nenorocitul. Îi dă o șută bun. Pac! Ăsta cade din tren și ia pe lângă tren. Brrrr, și urcă iar în tren. Zice, vine conductorul. Biletul dumneavoastră, el chiar doi. Mă, nenorocitule, șut în fund, iar brrrr, ăsta iar urcă între. După 10 minute vine conductorul. Biletul dumneavoastră, el chiar doi. Mă, nenorocitule, până unde vrei să ajungi? Dacă mă ține fundul până la Craiova. Sunt ardeleni în sala? Puțin, puțin, n-ați ajuns până aici. Păi dacă mereți cu căluța pe dealul Clujului. Acum, de curând am aflat că pe dealul Feleacului mereu căluță cu Vasile și cu Gheorghe și stăteau de vorbă. Și la un moment dat trece prin ei o motocicletă. Când se uită după ea, motociclistul n-are cap. Mai merge ce merge și ar altă motocicletă. Când se uită, motociclistul n-are cap. Mai merge ce merge și ar mă, motociclistul n-are cap, Gheorghe. Bagă coasa aceea mai în căruță. Hai, Catalinii, auzi, mai e. Au pas mare, mai ca despre Gheorghe. Paca lui Vasile, paca lui Vasile, sunt la Gheorghe, că au zis că și Gheorghe omul bagă meteagă. Zice, Gheorghe, ha, s-a fost bagă meteagă? Și ce ai da, mă? Urzici. A doua zi, băi, Gheorghe, mă, urzici, ai de la bagă? Păi și eu, dar mi-au murit. Păi și-a mea. Știți cum mănâncă ardelenii când se duc oile la păscut? E așa. Țâna ce pita, ce slana, ce ceapa, așa ce vrișca. Și apoi o ține pita, ține slana, nu ține ceapa, bagă gură. Ține pita, ține slana, ceapa, bagă gură. Și la un moment dat se aude, Gheorghe, ha bă, zice, ai repede că au intrat oile în cucuruz. Lasă asta mâncarea să duce după voi. După 3 minute, Gheorghe, hai rapide înapoi că-ți mâncă câinele, slănina mâncă pe mumă sa, că brișca e la mine. Și cum ședea el așa pe tarlașă mâncă, s-apropie de el un domn înalt, subțire și cu o coroană de spin pe frunte, care îi spune, omule, mi-e foame. Vă zice, n-am decât niște slănină cu ceapă, dacă vrei îți dau. Păi dă să mănânce, pe care zice, omule, mi-e sete, vă zice, am niște pălincă, dar așa e tare, că dacă nu o bei încet, îți manghești la cap. Dăm să beau. Pe care întreabă, omule, știi cine sunt eu? Nu știu, eu sunt Iisus Hristos. Vă ți-a zis să bei încet, că te manghești la cap. Nu stă cerșile, că ai tot v-am dat în boc până acum. De ce nu vă iubiți voi, soacrele? Da? Ce nu știu eu pe aia cu Gheorghe care stă în curte, face treabă și o vede pe socră sa la poartă trecând pe bicicletă, zice, mama socră, unde te aduci? Pe la cimitir, dragul mamei. Aha! Și bicicleta cine ți-o aduce înapoi? La Sireș cu Gheorghe n-aveau fântână cu apă dulce, aveau pe uliță o fântână așa cu apă sălcie. Se hotărăsc fiecare să facă fântâna lui. Vasile fântâna lui, Gheorghe fântâna lui. Perfect, a doua zi dimineață vine Vasile la Gheorghe, zice, Gheorghe, dă-i o cană cu apă. Zice, stai prost. Și-a făcut fântâna lui și-mi cere apă. Dă-i dă, după 10 minute, zice, măi Gheorghe, mai dă-i o cană cu apă. Să uită, zice, dă-i dă. După alte 5 minute, mai dă-i mă o cană cu apă, mă, ce tu ești prost la cap? Nu ți-ai făcut fântâna ta? Bă, da, băi, au căzut soacră mea în ea și vine apa numai până aici. Asta l-am auzit azi, un fiu vei banc, dar azi am auzit banc foarte drăguț. E așa, se întâlnesc trei francezi la cafenea. Beau o cafea, beau un coniac, fumează un trabuc și se duc acasă. Se întâlnesc la cafenea trei ruși. Beau o sticlă de vodcă, să iau la bătaie, vorbă să pupă și să duc acasă. Vin și trei arabi. Aruncă în aer un bloc, mai aruncă încă două blocuri, mai aruncă și 100.000 de mașini, intră cu avionul într-un zgârie de nord de azi. Știți de ce? Așa se întâmplă cu bărbații când nu le dați voie să bea. Azi l-am auzit, dar nu l-ați spus, dar nu fie. Trei femei. Trei femei frumoase, că sunt multe femei în România, se duc într-o dimineață la spovedanie. Una era ardelean, una era oltean, una era moldoveană. Și părintele era ocupat. Păi, Petru, eu vă cunosc pe voi.
Dacă vreți să vă spovediți, vă învârtiți în jurul bisericii. Fiecare câte păcate o făcut. Și Dumnezeu vă iartă. Să duce arteleanca, să învârtești odată, de două ori, de trei ori, ce gata, părinte, sunt iertată, copilă. Să duce și olteanca, să învârtești odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, ce gata, părinte, sunt iertată, copilă. Să duce și moldoveanca, să învârtești odată, de două ori, de trei ori, ce auzi, părinte, ne-au o bicicletă, că am obosit. Eu sunt moldoveancă. O, doamnă drăguță, că soțul ei vine la mamaia, se cam termină banii, se duă la magazin, își cheltuiește toți banii și când iese, vede un borcan cu un pot de caise și se face o poftă nebună. Nu mai are niciun ban, îl fură. Când să iasă, o prinde paznicul și o duce direct la judecătorie. Judecătorul se poate rog, ce-ai furat? Păi zice, am furat un borcan de compot. Câte piersici erau un borcan? Păi zice, vreo cinci. Cinci luni de închisoare, la care bărbasul din spate. Ce domn judecător, vedeți că a furat și un borcan de mazăre. Dragii mei, pare foarte bine că sunteți veseli, îmi pare bine că ați venit la spectacolul nostru, la sărbătoarea noastră. Eu vă aștept și la București, într-o sală minunată nouă, care este sala Savoy, cu un balet tânăr, frumos, costume minunate, și vă asigur că cei mai tineri dintre toți de acolo sunt eu și Arșinel. Știți cumva care a fost etalonul cele mai frumoase femei din lume? Venus. Venus din Milo. Venus din Milo. Se spune că în orașul Milo, din Grecia, niște arheologi au descoperit o statuetă superbă care nu avea brațe, dar era atât de frumoasă încât au denumit-o Venus din Milo, cea mai frumoasă femeie din lume. Ei, de atunci și până acum, noi femeile, mai ales româncele, vor să fim mai frumoase decât Venus din Milo. Nici o problemă, de când cu chirurgia estetică, fetelor, schimbăm totul. Eu am să vă spun câteva povești, dacă or să vă placă să aplaudați, dacă nu o să vă placă, să aplaudați mai tare. De acord? Ce faci? Azi moda cere imperios să vii și tu, cochetă, să dai din kilograme jos, să arăți ca o vedetă, să ai și tu un look mai nou, nu ca o matrafucă, și duci chirurgului și flori și bani de te usucă. Îți ia din șolduri, ai timpuri, să pari și tu mai slabă, din pulpe îți mai tai un pic, să minte pacă scoavă, îți schimbă nasul la moment, îți modifică conturul și îl faci obraznic și dement, dar mai ales femurul. Fru, poate da, că vrem să fim nestrătuim, să mai slăbim, nimic nu are de prisos, când vrei să arăți frumos. Ne depilăm și ne bronzăm, cu Venus vrem să concurăm, și brațele ni le-am tăiat, să fim și noi ca ea. Dar am auzit că și bărbații se duc la chirurg serios. Ionel a fost spre-i voi vin, dar mai acum bocește, fiindcă i s-a făcut implant exact cu ce lipsește. Gardul e de la un porc, i-au pus de toate cele. Ionel aleargă cu viril, dar vai după purcele. Nimi avea problema ei, acesta e adevărul, că tot vopsindu-l dumnei ei, îi cam căzuse părul. Chirurgul i-a găsit pe trup o porțiune creață și acum Mimi are pe cap un petec de negreață. Se mai întâmplă, nu? Cum o să da? Că vrem să o fim, ne străduim, să mai slăbim, nimic nu este de visos, când vrei să arăți frumos. Ne epilăm și ne bronzăm, cu Venus vrem să concurăm, și brațele ni le-am tăiat, să fim și noi ca ea. Am să vă spun una mai caragioasă, atenție! Janeta avea sânii mici și-a vrut și ea balcoane. Ea umplă cocoșat acum de atâtea silicoane. Cu sânii mari ea seamănă, sperând că o să placă, cu Milka din reclamator, cea mai albă străbat. Lenuța și-a pus silicon să aibă multe frumoase, crezând că astea ele sunt mai sexy, mai frumoase. Vor fi frumoase, nu zic ba! Lenuța să trăiască,
să vezi acum, ea nu prea mai poate să vorbească. Serios, cam așa. Pentru ce, dragii mei, vă spun eu, toate acestea pentru voi luptăm ca disperate, ca să ne placi, să ne iubești, Maria ta, bărbate. Mai rade-te și tu mai des, că barba ta înțeapă, mai are o floare și atunci că nu ne duci la groapă. Dar seara când ne chemi în pat, mai spune o vorbă, tantră, că nu te culci cu un soldat ce ascultă de comandă. Și după ce ai făcut amor, nu te culca și basta, că ce-ai poftit, madame, atât, mai fă odată cu nevasta, clar? Bărba de sucă-te la cupel, la chirurg, să treci și tu să minte facă mai frumos, de sus și până jos. Dă-i multa, e crezut că vai gravid în 9 luni, un vestit ca ține vasul și să-ți lungească nasul, ci... Spucă-te acum pe la chirurg, să treci să mi te facă mai frumos, de sus și până jos. Dai burtica de crăsuri, că par gravid în 9 luni, pune vestica-ți de vas și să-ți lungească nasul. Da-la-la-la, da-la-la-la-la-la-la-la-la. Foarte drăguță, o doamnă de vârsta mea l-a visat într-o noapte pe Dumnezeu și l-a întrebat: Doamne, o să mai trăiesc eu multă vreme? Să uite Dumnezeu așa, a, zice, mai trăiești multă vreme. A doua zi își face lifting, zice, la coafer, se face superb, iese pe stradă, o calcă un camion și moare. Ajunge, zice, zice, bine, Doamne, mi-ai spus că o să mai trăiesc foarte multă vreme. Zice, da, fetițo, dar nu te-ai mai recunoscut. Bela Popescu, doamnelor și domnilor! Dragii mei, mulțumesc din suflet, vă urez o cară extraordinară. Vă urez să aveți speranță, vă urez să aveți curaj, să faceți mult pentru ca să fiți fericiți. Că până la urmă, fericirea depinde de noi. Credeți-mă! E greu, dar e adevărat. La revedere, vă sărut! Să rog mâna, vă mulțumim! Vă pup cu drag. Și venim în toamnă la Teatru Constantin Tănase. Te rog frumos, ești obligat. V-am promis. Stella Popescu. Vă rugăm să ne iertați. Am fi vrut să vă prezentăm pe doamna Stella Popescu intrând pe trepte. Pe trepte. La revistă. Ei, cu o coadă de pene. Așa, doar că... Ce să vezi, ne-ați surprins în mijlocul unei bârfe între fete. Mă gândeam, eu vorbesc cu doamna Stella Popescu, vorbesc cu tu. Balerina grațioasă. Să rămână. Mulțumim din suflet că ați venit, e din partea echipei Teo Show. Să rămână. Să rămână. Ce putem să vă spun că vorbesc cu Stella Popescu cu tu, ceea ce mi se pare absolut imposibil și o impietate din punctul de vedere al mamei mele care se uită la televizor, de exemplu, și care m-ar plezni cu drag dacă și-ar permite distanța. Dar de unde mi se trage? Eram cu Margareta Pogonato
bucurie de om, un actor pe care sper din suflet măcar să-l căutați pe Google, că măcar atât merită. Mare actriță de film. Și stăteam așa, 94, stai seama, eu eram mai de capul meu, nu ca acum, da, mă rog. Doamna Margareta Pogona, și îmi spune pe pauză, auzi, fii atentă, dacă mai spui o dată doamna Margareta Pogona, te mă ridic și ies. Și cum să vă spun, doamnă, îmi spui Cala. Zici și fac. Vezi că era gata să te completez, așa îi spuneam. Margareta, am microfon să nu uiți. Cala Pogonar, așa îi spuneam noi. După aceea la film au spus Margareta și a rămas Margareta Pogonar. Și îmi zice, îmi spui Cala, ca altfel. Bun, zici și făcut, îi zic eu Cala. Mama cârâia, vii tu. Și încep cu doamna Stella Popescu, tu, pă, dacă te mai prind odată cu doamna Stella Popescu. Mamă, și m-a prins mama la cotitură. Nu ți-ar fi rușine, talent de om. Te-am crescut să vorbești frumos cu stelele, tată. Cine ești tu că trebuie să scoți buletinul să citești cum te cheamă? Nemernico și netrebnico. Dar... No, no. Eu nu numai că nu mă supăr, chiar îmi face plăcere. Copiii de pe stradă mie îmi scriu Stella. Așa îmi spun. Stella, 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 Stella. Mă rog, acum îmi spun Catena, dar asta e... Am avut întotdeauna o dragoste. De fapt, am venit la tine cu un scop precis, ca să știe. De data asta sunt eu interesată să vorbesc nu, cu tine. Nu, eu te-am chemat pentru că eu sunt interesată să aflu ce s-a întâmplat, pentru că toată lumea vuiește. Da. S-a făcut o dreptate. Măi, nu știu dacă e dreptate, nu știu dacă era necesar, dar ce știu eu sigur este că va fi un lucru foarte important și foarte frumos. Teatrul care se deschide și are premiera pe data de 13 ale acestei luni cu piesa Lampa lui Aladin este un teatru pentru copii și tineret, primordial cu balet și muzică de calitate. Modestia asta mă ucide. Nu se numește teatru care se deschide, se numește Teatru Stella Popescu, cel care se deschide data de 13. Am păstrat asta pentru final. De fapt, este un dar pe care primăria l-a făcut, copiilor de ziua de 1 iunie. Este un teatru care are un scop foarte important, să știi. Eu iubesc copiii foarte tare și eu joc pentru copii de ani și ani de zile, deci nu e o noutate. Mai nou, ca să știi că la noi la teatru, pentru că lumea știe Stella, Stella, Stella și mai joc acum și spectacolul Stella, lumea crede că Lampa lui Aladin se joacă la Tănase. Nu e adevărat, dragii mei. Tănase e Tănase. E un teatru care e peste 100 și ceva de ani. Acolo joc la revistă. Dar Lampa lui Aladin se va juca la Teatrul Stella Popescu, care funcționează la Palatul Copiilor. Și, de exemplu, acum 13-14-15 avem 3 spectacole la sala de 800 de locuri care sunt deja vândute arhiplin. Incredibil! Ce frumos! Pentru că ce se întâmplă? Sunt 4 teatre de copii, asta n-are importanță. Nu-s destule pentru câți copii sunt în București, câtă dorință au să vină la un spectacol vesel, muzical mai ales. Și noi vom face musicaluri pentru copii, vom face spectacol de folclor adevărat, veritabil pentru copii și tineret. Și așa mai departe, vom juca cei mai buni cântăreți. Luați de la operă, de la operetă, de la teatru Tănase, de oriunde vor fi invitați să joace în aceste spectacole. Dar tu îți dai seama ce o să fie în București când o să urci în primul taxi și o să zici, taxi, du-mă la Stella Popescu! Da, și el o să spune, da, cunoaștem. Știi că taximetriștii mi-au spus, prințesa taximetriștilor, așa că... Pentru că tu n-ai avut carne eu niciodată și nici nu te-ai interesat. Nu am condus niciodată nicio mașină, dar urc în taxiul de la 20 de ani. Este adevărat că vei fi străbunică? Da, voi fi străbunică, draga mea, pentru că nepoata mea, Buru Buru, e un nume foarte interesant. Da. Buru Buru, este pentru că nu vorbea când era mic, nu vrea să vorbească cu noi. Nu vorbea decât cu maică-sa și eventual din când în cu taică-sa. Nu vorbea cu mine și mă băga în seamă. A fost foarte drăguț, era genial, i-a întrebat-o, George Mihăiță, a spus, Buru, zici, ce spunea bunica când te plimba pe tine prin parc? Și ea s-a uitat așa la mine pe scenă, mi-a făcut o față. Ce am plimbat-o eu pe Buru vreodată prin parc? Eu am timp să mă duc cu Buru prin parc. Ei, Buru, naște în curând, luna aceasta, un băiețel. Fie sănătos și voi. Suntem foarte fericite și eu și maică-sa și... Știi ce mi-a spus? Între timp, nepoată mea este regizoară de film și face un material și lucrează un film pentru mine.
cu toate datele noastre din televiziune, cu tot ce am făcut noi. Și toate de burtică, burtică, dar ea lucrează la computer filmul. Și mi-a spus să știi că primul cuvânt pe care îl va scoate copilul meu când va ieși din burtică va fi: unde-i Stella? Unde-i Stella? Că numai glasul tău îl aude. Vreau să spun că acest teatru, care de fapt e un teatru de stat, susținut de Primăria Capitalei. Deci un teatru, teatru instituție, nu e un proiect jucărie care se joacă o dată de 3 ori, de 5 ori. Nu este un teatru care noi sperăm să dureze mult peste vârsta mea, care va fi la un moment dat. Deci să dureze în continuare. Peste 45. Da, așa. Pentru dragostea pe care o port eu copiilor, pentru dragostea pe care o purtăm noi toți și pentru, după părerea mea, grija mai mare pe care ar trebui să o avem pentru educația generațiilor care vin. Pentru că este o degringoladă totală în tot ce se cheamă educație. Libertatea asta minunată ne-a prins nepregătiți. Și atunci totul e o nebunie. Sigur, libertatea e senzațională, e minunat să faci ce vrei, când vrei, unde vrei. Dar responsabilități? Dar trăiești în societate. Sigur, și există responsabilitate legată de libertate. Ăștia, trebuie să înveți odată pentru de una, ce e frumos, ce e urât, ce e bun, ce e rău. Trebuie să învățăm asta și nu mai putem să-i dăm mama mea. Și am ceva, nu-mi place. Când ți-ai lichi una, ochi, să vezi cum îți place. E, asta nu se mai poate. Da. Și atunci trebuie să găsim alte modalități firești, adevărate, ca să învățăm pe copii, da, să trăiască o viață frumoasă. Și să avem niște urmași care să construiască o viață frumoasă. De noi depinde ce o să... Că asta, ei săraci nu mai pricep nimica. Ei sunt ca un burete, ca o sugativă sunt. Tot pricep, toți sunt extraordinari. Iar în spectacolul de copii să-i vedeți ce fac, intră în acțiune. Aveam la un moment dat un spectacol în care jucam piatra din casă și cineva, unul din eroi, se ascundea în dulap. Dar eu nu trebuiam să... că e în dulap. Da. Mă, din clipa care intram, țipa toată seara, 700. E în dulap! E în dulap! Du-te repede că e în dulap! Și așa mai departe, îi particip la tot ce se petrece, să știi. Așa că sunt foarte încântată că acest teatru, să veniți la teatrul acesta, care se joacă spectacolele, nu se vor juca la Palatul Copiilor. Se numește Teatrul Stella Popescu, nu știu dacă... Ce se numește? Teatrul Stella Popescu. Deci nu chiar peste tot unde scrie Stella, este Teatrul Stella Popescu. Te rog. Am câteva întrebări. Da. Ia uite, mai, mă ia la întrebări mai, ce? Mai rele, de-alea de mele. Rele. Dar de ce să punem întrebări? Dar trebuie, că hai vreau să aflu câteva secrete. Băi, odată în viața ai șansa să o prinzi pe Stella Popescu. Ce atunci ce trebuie să facem noi? Păi tu nimic, doamna Stella Popescu. Trebuie să-mi răspundă la niște întrebări grele. Așa. Grele? Vrei să te joci și tu să o ajuți? Am aici, uite. Ne băgăm. Cu Danu. Gata. Simplu. Nu azi deci... nu pui din alea sexy. Acum... Mie sexy. Am ce trebuie. Deci. Nu că mi-e rușine. Bravo. Așa. Atenție. E foarte important să fie sincer. Da. Deci eu n-am direct de microfon, da? Se poate, dacă vreți să completați ceva. Să comentăm. Atenție. Ați fost vreodată pe o plajă de nudiști? Tu nu? Nu, m-am uitat odată și erau urâți. Cine? Nudiști. Eu nu pot să mă uit nici la poze de alea de ochiate. N-am putut toată viața mea, mie mi-e rușine. Eu când văd doi oameni care treaba lor, mie mi se pare că e treaba lor. De-aia nu pot să mă uit nici la popcorn. Știi ce zic? Ați fost la nudiști? Eu? În microfon, în microfon. În microfon. Așa. Parcă n-aș fi folosit niciodată. Hai să spun ceva foarte drăguț. Aveam o prietenă, Irina, și m-a dus odată la... Hai la nudiști. Nu merg, mă, la nudiști. Mie mi-a fost rușine să mă dezbrac. Am și chestia asta. Nu mă duceam la ștrand. Dar eram la mare, zic, hai să merg la nudiști. Făcusem deja, luați greșit numărul, începuse lumea să mă cunoască, multe televiziuni. Și m-am dus la nudiști, mi-am dat jos capotul ăla, ce aveam eu pe mine, și m-am întins pe nisip. Goală, ca și ele. Și la un moment dat, cu ochii închiși așa, am simțit că a intrat soarele în nor. Și când am deschis ochii, dragii soarele mei, era pe cer. No, erau în jurul meu o roată de 20 de femei goale pușcă, care din poziția mea, vă dați seama ce vedeam. Ei, și mă mai întreb de ce eu n-am fost. Pentru că făceau așa. Ea e, nu e ea. Mai e grasă, mai e slabă, e părul ei, nu e părul ei, așa.
Bă, ceva grozitor. Și când am văzut negreața aia deasupra ochilor mei, dragii mei, m-am ridicat, am plecat și am zis, nu, mă mai duc eu la nudistită, ai trăit pe lumea asta. Ați răspuns vreodată din prima cu da unei propuneri din partea unui bărbat? Da sau nu? N-am răspuns niciodată imediat, dar mi-aș fi dorit. Deci... deci am regretat. Deci nu. Nu, nu. Nu. Dar am regretat, să știi. Mi-a și venit de vreo două pentru trei. Răspunsul ăsta. Deci tu da, ai spus da păi din prima? Nu știi. Ba chiar la întrebarea vrei să fii soția mea. Ați spus vreodată că un copil este frumos, deși nu era chiar așa? Da, mă, din delicatețe. Da, da, și când îl vezi urâțela. Odată chiar mi-a și părut rău, știi, așa că erau doi și unul dintre ei era superb. Celălalt era așa urâțel, săracul. Dar întâmplător să știți că cel care era urâțel mai târziu, că l-am văzut după 20 de ani, era foarte frumușel. Deci, știi că am eu un sketch în care zice, vine el așa, ginerile, și zice, știi, mamă, soacră, ce-mi seamănă copilul. Și eu zic, nu ai nimic, las, că poate mai târziu să schimb. Ați dat vreodată laptele în foc? Da. Da. Vi s-a rupt vreodată tocul de la pantofi? Aha. Pe scenă? Numai odată? Pe scenă, în timpul spectacolului? Și pe scenă și odată la coborârea din avion. A fost ceva groaznic. Oh. Oh. A fost groaznic să vă spun, deci eram și cu cizmă. Deci nu puteam să mă descalț imediat. Și am ieșit pe burduful ăla mare și la un moment dat se împreunează așa burduful cu nu știu ce. Și tocul de la cizma mea... A intrat acolo. A intrat și n-am mai putut să-l scot. Din spate venea puhuiul că ei când coboară din avion sunt foarte grăbiți toți. Dar se ridică cu 20 de minute înainte, să înghesu și iau geamantanele, le dau un cap, e ceva. Și au venit peste mine și una și strigat, păi dacă ai tăiat în tocuri. Băi, fraților, și-am smuls până la urmă cizma și mi-a rămas tocul acolo, cizma în picior și am plecat mai departe. Dar a fost foarte nasol. Ați plecat vreodată dintr-un restaurant fără să plătiți? Nu, nu, asta nu mi s-a dat, dar deci împotrivă. Nu, plăcuța nu. Nu, nu, aia e, da. E urât. Ați rămas vreodată fără bani la cumpărături, da sau nu, plăcuța? Bă, mie... Da, sincer! Aproape totdeauna. A luat pătaturie! Nu, eram cu Andreea și ne-am dus la cumpărături și a cumpărat lapte praf și bătoi, biscuiți. Și Andreea avea card. Și zice, am luat leafa, n-ai cum, bagă cardul, fonduri insuficiente. Și ne-am dus și am pus toate alea, mi, înapoi, dacă n-am înjurat două zile. Ieșiți vreodată... Cumpăr mai mult decât trebuie. Ieșiți vreodată din casă nemachiată? Nu. Tu da. Știi de ce se întâmplă? Nu pun la vârsta la socoteală, dar eu am niște ochișori mititei. Auzi ce m-am alintat ochișorii. Am niște, ba chiar odată un impresar de mult, de mult, când aveam 22-23 de ani, nu știam să ne fardăm, eram începătoare. Și aveam un impresar extraordinar, Gabi Mihailescu, care niciodată nu stătea pe scaun în sală, întotdeauna stătea la ușă în fundul sălii acolo. Deci la o sală de 500 de locuri îți dai seama ce vedea el pe scenă. Și eu nu știam să mă fardez. Și când m-a văzut prima oară, zice, asta nu face carieră, că n-are ochi. Și am început să mă învăț să mă fardez, să-mi fac ochi. Drept care, pe urmă, i-am zis lui Neagabi, Dumnezeu să-l ierte, că era un om foarte rău. Neagabi, ai văzut? Cu ăștia am făcut carieră. Ții minte când ți-am zis că la un moment dat cel mai deștept om de televiziune pe care îl știu mi-a zis așa, că eu l-am întrebat, zic, cum fac eu carieră cu 140 de chile? Nu cu alea faci, cu ochii și cu dinții. Da, o întrebare grea, Stella, atenție mare, Teo, și tu pregătită, trebuie să răspunde sincer, n-am ce să fac. Aveți datorii la stat? Nu cred. Nu. Nu. Cred că în momentul ăsta nu. Nu știu. Stai, sunt. Nu, nu, eu n-am, pentru că vreau să scap de o grijă, am chestia asta, scap de o grijă. Dar și eu am plătit curentul azi dimineață, că... Dacă nu rămâneam în beznă. Nu, ia să du-te la bancă. Tu și pune-ți, au și ți ai n-ai nicio grijă. Tu pune dinainte, da, că iau ei. Da, pune dinainte. Că ați agresat vreodată un bărbat? Ce înseamnă plăcuța, agresat? Plăcuța. Ce înseamnă agresat? Stai că n-am înțeles întrebarea.
Dacă l-ați bătut, ce să mai... Dacă l-am bătut? Da, uite, uite aici și le recunoaște, uite. Sincer, dă-l. Da, da. Da. A recunoscut că mă bate, da! Nu pe tine te-am bătut, un nebun care făcea cu pe nebunul cu mine și am zis: da, vrei să-ți arăt nebună? Firea năibilor să fii. Și l-am bătut de la găsit dragi. Stella, cum l-ai bătut? Mai l-am agresat, adică l-am făcut să înțeleagă că mi-ar cam place. Așa. Bine. Am făcut să înțeleagă că mi-ar mai plăcea o dată. N-am trecut întotdeauna la fapte, să știi. Uneori îmi pare rău, da. N-am trecut la fapte. Ultima întrebare. Uneori am avut sentimentul acesta, mi-a plăcut atât de tare cineva, încât am avansat, parcă, într-o glumă, o relație, știi? Uh-huh. Ultima întrebare, atenție mare, ați leșinat vreodată pe scenă? Jamais de la vie. No, există așa ceva la noi? Ok, și acum întrebarea care, bineînțeles, nu se află aici pe foaie, întrebarea dură a emisiunii. Ce? V-ați pierdut vreodată portofelul? Mă, de vreo 2-3 ori. Da, dar nu l-am pierdut de tot, de tot nu. De tot sau pentru un moment? De tot? Nu. Unde l-ați pierdut? Acum l-ați pierdut? Unde l-ați lăsat? Nu știu, habar n-am. Perfect, mă duc eu să-l caut. Vă mulțumesc și sunteți, poate. Ați dat și... Pretexte, pretexte. Texte și pretexte. Noi ne-am întâlnit aici ca să râdem, dar și pentru un lucru foarte important. Există Teatrul Stella Popescu, se va juca în data de 13, un spectacol. 13, 14 și 15. La Sala Mare. La Sala Mare. La ce oră? La orele 10 dimineața. Vom fi acolo cu copiii ca să ne bucurăm de Teatrul Stella Popescu.